alături de experiența mea acesta UEFA Champions League. Este vorba de un de sponsorul principal al UEFA Champions League, care este de oră cu bine în România, să ofere, eu știu, iubitorilor de fotbal, spectatorilor, copiilor care iubesc acest... Foarte mulți microviști, da, foarte mulți copii care se uită la Liga Campionilor, care a fost și ei, a fost primul meci în grupe și au ocazia de a, de a se apropia de trofeu, de a face o poză, de a face o fotografie. Și pe mine m-au iubit, m-au numit ambasadorul acestui trofeu. Era și firesc să fie așa? Păi da, bine, nu știu, era și firesc, dar am mai câștigat, eu am câștigat, pe două colegii mei o dată și probabil nu am dat la o numită reprezentantul lor de la România. Noi vă mulțumim că mergeți prin țară să arătați trofeul, să încurajați copiii care vor să devină fotbaliști de seamă și să aducă, bineînțeles, echipa. Da, asta încercăm și noi, să încurajăm, să ne arătăm.